Luca, capitolul 4. Iisus, plin de Duh Sfânt, s-a întors de la Iordan și Duhul l-a dus în pustie, unde a fost ispitit de diavol timp de 40 de zile. Și n-a mâncat nimic în cele 40 de zile. Și la sfârșitul lor a flămânzit. Atunci diavolul i-a zis: Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, spune acestei pietre să se facă pâine. Iisus i-a răspuns: Stă scris, nu numai cu pâine trăiește omul. Ducându-l mai sus, diavolul i-a arătat într-o clipă toate împărățiile lumii și i-a spus: Ție-ți voi da toată puterea aceasta și slava lor, fiindcă mie mi-a fost dată și o dau cui vreau. Așadar, dacă te vei închina înaintea mea, toată va fi a ta. Iisus i-a răspuns: Stă scris, Domnului Dumnezeului tău să-i te închini și numai Lui să-i slujești. Apoi diavolul l-a dus la Ierusalim, l-a așezat în locul cel mai înalt al templului și i-a zis: Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te de aici, fiindcă stă scris, îngerilor săi le va porunci pentru tine să te păzească și te vor ridica pe mâini ca nu cumva să-ți lovești de piatră piciorul. Dar Iisus i-a răspuns: S-a zis să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Când a sfârșit toate aceste ispite, diavolul a plecat de la el pentru o vreme. Apoi, Iisus s-a întors cu puterea Duhului în Galileea, iar vestea despre el s-a răspândit în tot ținutul și îi învăța în sinagogile lor, fiind lăudat de toți. Și s-a dus la Nazaret, unde crescuse. Și într-o sâmbătă a intrat după obiceiul său în sinagogă și s-a ridicat să citească. I s-a dat cartea profetului Isaia și, deschizând-o, a găsit locul în care era scris: Duhul Domnului este peste mine, căci El m-a uns să duc vestea cea bună săracilor. M-a trimis să vestesc celor întemnițați iertarea și orbilor vederea, să-i eliberez pe cei asupriți și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Apoi a închis cartea, a dat-o slujitorului și s-a așezat. Ochii tuturor celor din sinagogă erau ațintiți asupra lui. Atunci a început să le vorbească: Astăzi s-a împlinit scriptura aceasta în auzul vostru. Toți îl lăudau și se mirau de harul cuvintelor pe care le spunea și ziceau: Nu e oare acesta fiul lui Iosif? Dar el le-a spus: Cu siguranță îmi veți spune zicala: Doctore, vindecă-te pe tine însuți. Fă și aici, în țara ta, câte am auzit că s-au întâmplat în Capernaum. Și a mai zis: Adevărat vă spun, niciun profet nu e bine primit în țara lui. Și e adevărat ce vă spun, că erau multe văduve în Israel pe vremea lui Ilie, când s-a închis cerul 3 ani și 6 luni și a fost foamete mare în tot ținutul. Dar Ilie n-a fost trimis la niciuna dintre ele, ci numai la o femeie văduvă din Sarepta Sidonului. Și erau mulți leproși în Israel pe vremea profetului Elisei, și nici unul dintre ei nu a fost curățit, ci doar Naaman sirianul. Când au auzit acestea, toți cei din sinagogă s-au umplut de mânie și, ridicându-se, l-au scos din cetate și l-au dus pe creasta muntelui pe care era zidită cetatea lor, ca să-l arunce de acolo. Dar el, trecând printre ei, a plecat și a coborât spre Capernaum, o cetate din Galileea, și într-o sâmbătă îi învăța pe oameni. Ei erau uimiți de învățătura lui, căci cuvântul lui avea putere. În sinagogă era un om care avea duh de demon necurat și care striga cu o voce puternică: Hei, ce ai cu noi, Iisuse Nazarineanule? N-ai venit să ne nimicești? Știu cine ești, Sfântul lui Dumnezeu! Dar Iisus l-a mustrat: Taci și ieși din el!
iar diavolul l-a aruncat pe om în mijloc și a ieșit din el fără să-i facă niciun rău. Pe toți a cuprins spaima și vorbeau între ei: ce fel de cuvânt este acesta? Fiindcă poruncește cu autoritate și putere duhurilor necurate și ele ies. Și s-a răspândit vestea despre el pretutindeni în ținutul acela. Plecând din sinagogă, Iisus a intrat în casă la Simon. Soacra lui Simon era cuprinsă de febră mare, iar ei l-au rugat pentru ea. El, aplecându-se asupra ei, a certat febra și aceasta a lăsat-o. Îndată ea s-a sculat și a început să le slujească. Pe la apusul soarelui, toți cei care aveau bolnavi cu tot felul de suferințe i-au adus la Iisus, iar el își punea mâinile pe fiecare dintre ei și îi vindeca. Din mulți oameni ieșeau demoni care strigau: tu ești Fiul lui Dumnezeu! Dar el, certându-i, nu-i lăsa să spună aceasta, fiindcă știau că el este Hristos. Când s-a făcut ziua, a ieșit și a mers într-un loc pustiu. Dar mulțimile îl căutau și mergeau până la el ca să-l țină să nu plece de la ei. Dar Iisus le-a spus: trebuie să duc vestea cea bună a împărăției lui Dumnezeu și în alte cetăți, fiindcă pentru aceasta am fost trimis. Și predica în sinagogile din Iudeea.